Așa, dar pornim la treabă. Să vedem ce reușim noi să facem acum. Așa. Deci, ia la pentru casă. Asta. Așa, vreau să vă duc câte un... Exact. Ce am mai gestionat și noi cu cine ne prezentăm mâine. Exact, acum avem... Trecem un pic în revistă. Avem structurat repede, domnule. Așa. Deci, vector, da? Da. Ideea este așa. Hai să zicem, operații cu vector. Da. Da, și segment orientat și relația de... Vrei de acolo, să pornim, da? Bun. Deci, la definiția noțiunii de vector. Da, zice așa, direcție. Fie D o dreaptă planul P. Spunem că dreapta H aparține planului P, dacă are aceeași direcție cu dreapta D, sau H paralel cu D, sau H egal cu D. Deci numim direcție, dreapta suport a unui vector, împreună cu toate dreptele sale paralele. Uh-huh. Deci direcție înseamnă așa. Deci când am zis vector, am trei elemente. Mărime, direcție, sens. Deci, așa este când noi deschidem cum se zice vector, așa sunt trei elemente pe straivete, mărime, direcție și sens. Mărimea, e vorba de modulul său, lungimea segmentului acela, hai să înțelegem, da? Mărimea sau modulul sau lungimea segmentului respectiv. Da? Direcție, dreapta suport, împreună cu toate dreptele paralele cu acesta. Da? Deci, dacă am, da, să spunem, vectorul ăsta, așa, ăsta, să spunem, vectorul A, apoi, trebuie să înțeleg prin mărime, lungimea segmentului acesta, da, lungimea segmentului AB, sau modulul vectorului AB, așa, mărime. Direcție, dreapta suport, acestuia. Împreună cu toate dreptele paralele cu ea. Asta e direcția vectorului. Da? Și sensul lui este modul în care să ne deplasăm de la origine spre vârf. Prin săgeata este indicat sensul. Sensul vectorului. Mai e în direcție și sens. Astea sunt cele trei elemente care prezintă noțiunea de vector. Segment orientat. O pereche ordonată AB de puncte din plan se numește segment orientat sau vector legat. Așa. Iată ce am dat-o aici, se cheamă vector legat. Segmentul în care știu originea. Se spune că A este originea, B este vârful segmentului orientat. Corect. Modulul segmentului orientat AB este lungimea segmentului AB. Am văzut. Dreapta AB se numește dreapta suport a segmentului orientat AB, iar direcția A se numește direcția segmentului orientat AB. Deci direcția vectorului acesta este, cum am spuneam, dreapta suport, împreună cu toate dreptele paralele. Două segmente orientate au aceeași direcție, dacă dreptele lor suport au aceeași direcție. Deci două segmente, spunem că, sau doi vectori au același sens, dacă dreptele... Au aceeași direcție. Două segmente orientate au aceeași direcție, dacă dreptele lor suport au aceeași direcție. Dacă dreptele lor suport sunt paralele. Cred. Așa. Două segmente orientate AB și CD au același sens, dacă simi dreptele AB și CD au același sens. Deci, două segmente, sau doi vectori, spunem că au același sens. Dacă simi dreptele, au același sens. Corect. Da, așa. Dar eu adăugați spunând așa. Deci AB și cu CD, și cu CD, Miruna, uite așa, CD, C, de. Spunem că au același sens dacă dreapta care trece prin origine îi plasează în același segmentar. Deci dreapta care trece prin originele lor îi plasează în același segmentar. Bun, oare AB și CD au același sens, dar dacă aș zice E, F, nu mai au același sens. Pentru că E, F este în semnul celălalt. Corect. Ele nu trebuie să fie paralele când zic de la sens. Da, înțeleg. Da? Sensul este una, direcția este alta. Relația de echipolență. Două segmente orientate AB și CD sunt echipolente dacă au aceeași direcție, același sens și același modul. Asta e clar. Se notează AB, ar fi... Așa. Le zicem AB
asemenea, da? Echipa, echipa echipolente. Așa. Cu CD. Dacă segmentele orientate AB și CD sunt echipolente, atunci segmentele AD și BC au același mijloc, iar patrulaterul, bine, aici e o teoremă. Fie segmentul orientat AB și C un punct în plan. Atunci există și este unic punctul D în plan, astfel încât AB e echipolent cu CD. Deci dacă ai un vector AB, da? Un vector AB și ai un alt punct C. Atunci există un unic, da? Un unic punct D din plan, încât vectorul AB să fie echivalent cu vectorul C. Corect. Da? Deci am originile, am un dat, celălalt găsesc un singur punct din plan, încât AB să fie echivalent cu C. Da? Dacă echivalent, egal, e paralel? Deci dacă ne-a zis echivalent, înseamnă, în loc să spune egali, spune echipolenți din ce motiv? Că vectorul ăsta nu s-a suprapus peste celălalt, să ia aceeași mulțime de puncte din plan. Și atunci zicem că sunt echipolenți, că au aceeași mărime, aceeași direcție și același sens. Da? Da. O vector, datorită proprietăților relației de echipolență, mulțimea segmentelor orientate din plan poate fi porționată în submulțimi de segmente orientate, astfel încât orice două segmente orientate care fac parte din aceeași mulțime sunt echipolente, orice două segmente orientate care fac parte din submulțimi diferite nu sunt echipolente. Deci, închipuiți că ai tot planul împărțit în fel de fel. Iată, acesta, ăsta de aici, da? Și așa mai departe, și pe aici, și așa mai departe. Formează o clasă de vectori echipolenți între ei. Și asta, altă clasă, asta, ăsta, ăsta. Ăsta de aici, da? Sunt o altă categorie. Deci clasa asta, adică mulțimea tuturor segmentelor orientate sau dacă vrei, mulțimea tuturor vectorilor echipolenți de un anumit tip, urmii formează o clasă. Peste alții formează alte clase. Un vector din clasa asta nu poate să fie echipolent cu unul din clasa asta. Da. Da? Deci asta am spus, ia mai citește, dar să vedem dacă am eu dreptate sau nu. Datorită proprietăților relației de echipolență, mulțimea segmentelor orientate din plan poate fi parționată, da. În submulțimi de segmente orientate, astfel încât orice două segmente orientate care fac parte din aceeași mulțime sunt echipolente. E corect. Da. Orice două segmente orientate care fac parte din submulțimi diferite nu sunt echipolente. Așa, adică ăsta de aici și ăsta de aici nu. Da, corect. Definiție. Se numește vector liber mulțimea tuturor segmentelor orientate echipolente cu un segment orientat dat. Deci numim vector liber mulțimea tuturor segmentelor orientate echipolente cu un segment orientat dat. Deci dacă avem un vector dat? Asta este un vector dat. Da. Atunci, toată clasa asta de vectori, echipolenți între ei, este reprezentată clasa asta printr-un vector liber. Deci vectorul V. Acest vector V poate să fie oricare din ei. Deci oricare din ei poate să fie reprezentantul clasei. De ce zici că e liber? Adică și ăsta e, și ăsta, și ăsta. Corect. Prin clasa respectivă, prin V, vector liber, am înțeles toată clasa segmentelor orientate. Mulțimea segmentelor orientate echipolente cu segmentul orientat AB se notează și AB, vectorul AB, așadar AB egal cu CD, unde AB echipolent cu CD. Deci AB, vectorul AB egal cu CD. Egal cu paranteză acolo. Egal cu acolo vectorul CB. CB. Unde sau nu, cum e? Cu proprietatea. Cu proprietatea. Dar mai că e linia așa, dreaptă. E, aceeași unde AB este echivalent cu CD. CD acolo, CD. CD, da. CD. Unde AB este echivalent cu CD. Exact ce am spus mai devreme. Eu prin vectorul AB, da, înțeleg toți ceilalți vectori. Mm-hmm. Care sunt echipolenți cu acest AB, da? Da, corect. Toată clasa asta. Și toată clasa asta, toată mulțimea tuturor vectorilor respectiv, o rotesc o literă mică. Vectorul liber este acesta. Uh-huh. Da? Bun. Definiție. Se numește vector liber mulțimea... Asta nu știu. Vectorul nul, zero, cu... este mulțimea segmentelor orientate a căror origine coincide cu vârful. Deci așa notat. Corect. Înțelegi? Cum ar fi AB, numai că e A.
A, deci vectorul nul este vectorul AA, unde extremitatea coincide cu originea. Corect. Direcția unui vector nenul este direcția oricărui reprezentant al său. Doi vectori cu aceeași direcție se numesc vectori coliniari, iar doi vectori cu direcții diferite se numesc vectori necoliniari. Deci, doi vectori care au aceeași direcție se numesc vector coliniar. Coliniar. Deci, de multe ori să spun vectorul de aici și cu vectorul ăsta, să zic, sau cu ăsta deasupra un altul. Da, AB cu CD nu sunt coliniari. AB cu CD nici vorba. Da? Deci nu sunt coliniari, că nu au aceeași direcție. Deci dacă au aceeași direcție, vorbim, vă spune că sunt coliniari. Da. Doi vectori coliniari au același sens, dacă orice doi reprezentanți ai lor au același sens. Deci doi vectori, încă o dată? Doi vectori coliniari au același sens, dacă orice doi vectori reprezentanți ai lor au același sens. Ei, deci doi vectori, deci vorbim de vectori liberi. Uh-huh. Vectori, doi vectori V de aici cu D sau V și cu A, să zic așa, și ai denotat cu V toți vectorii din clasa asta. Da. Și dacă iau cu A vectorii aceștia, Iermia, da? Și țin cont tot timpul să aibă aceeași direcție, deci nu mă refer la mărimea lor, nu-i așa, ci pur și simplu mă refer la faptul că să aibă aceeași direcție. Și prin vectorul V de aici, am notat toată clasa de aici, asta de aici, și atunci spune că vectorul V și cu A au aceeași direcție, dacă găsesc reprezentanți, adică găsesc doi vectori, care să fie, care să aibă aceeași direcție din clasele lor. Da? Deci, pur și simplu... Prin convecție, vectorul nul are aceeași direcție și același sens cu orice alt vector. Sigur. Doi vectori sunt deci, vectorul nul, atenție, are aceeași direcție și același sens cu toți vectorii. Chiar să le duci la un punct. Vector. Doi vectori sunt egali dacă au aceeași direcție, același sens și același modul. Doi vectori deci, care au aceeași... vectorii egali. Atenție! Vectori egali presupun să... Vectori echipolenți, cum ar fi? Vectori echipolenți, dar nu numai echipolenți, că la echipolență se referă la ce? La faptul că au aceeași direcție. Uh-huh. Da? La, când zic vectori echipolenți, înseamnă că, de fapt, trebuie să mă gândesc că vectori egali au și mărimea egală. Deci, vectorul ăsta, uite-l aici, M, și cu PQ din partea asta și PQ, spune că acești doi vectori sunt egali, da? Au aceeași mărime, aceeași lungime segmentele, au aceeași direcție și același sens. În probleme, când reușim să arătăm că Mn e paralel cu PQ, poligonul care ia naștere e paralel. Uh-huh. De ce? E sub înțelege ce? PQ sunt paralele astea două opuse și egale. Două numai. Două laturi opuse. Ne amintim de anul trecut. Două laturi opuse. Acum de aia. Două laturi opuse paralele și egale. E figura e paralogram. Corect. Și atunci, iată că în modalitate arăta că un patrater este paralogram, reușim să arăți că doi vectori au aceeași, sunt egali. Doi vectori egali, gata. Am calificat e paralogram figura aceea. Doi vectori sunt egali, așa, doi vectori care au aceeași modul, aceeași direcție și sens opus, se numesc vectori opuși. Deci să aibă aceeași mărime. Aceeași direcție, dar sens opus. Așa. Ăsta de aici, dacă ăsta îi schimb săgeata așa... Sunt vectori opuși. Atunci sunt vectori opuși, ăsta și ăsta. Evident, în vectorul opusul AB este vectorul BA. Deci când vorbesc vectorul AB, așa, și BA, ce am făcut acum? BA. L-am făcut de acolo. Da. Deci da. De la A la B, dar am schimbat sensul. Corect. Aici a fost de la A la B. La originea. Da. Și când mi-a zis BA, am făcut invers. Corect. Ia să știe bun. Adunarea, dar adunarea este pe da. Deci, operații cu vector. După ce am vorbit despre... Deci, aici, ca să reținem, am înțeles noțiunea de vector, ce înseamnă, da. Cele trei caracteristici, că mărime, sens, ce înseamnă mărime, direcție și sens,
vector egal presupun să am aceeași mărime, direcție și sens. Da. Vector echipolenți. Sunt egali. Deci vector echipolenți, ce spun încă dacă de acolo, că nu e egal. Când doi vectori sunt echipolenți? Două secunde în spate sunt echipolente dacă au aceeași direcție, aceeași sens și aceeași modul. Deci aceeași direcție, aceeași sens și același modul. Da. Așa. Cum ai spus bine, că mai târziu folosim noțiunea de egalitate, da? Da. Dar venim de echiponență când ne gândim ca vector, mulțimea punctelor de aici și cu asta mulțimea asta altă nu este aceeași mulțime de puncte. De ce vorbim de echiponența lor? Adunarea vectorilor, da, asta am înțeles-o. Înmulțirea vectorilor cu scalare. Deci adunarea, știi, regula poligonului și regula triunghiului, nu? Da. Scăderea, hai să zicem, ce înseamnă vectorul AB minus AC. AB minus AC. Este de fapt, dacă ăsta este AB, vezi că au aceeași origine. AB și AC, vectorul celălalt AC, e de parcă, dacă aș fi adunat AB cu AC, știi bine cum se face asta, nu? Da. Îl duc în partea cealaltă și rezultanta este asta. AB plus AC. Am dus pe asta echipolent în partea asta și a ieșit repede AB plus AC. Dar AB minus AC e de parcă aș spune AB adunat cu opusul său. AB este același lucru cum aș spune că AB adunat cu cine? Cu CA. Cu CA. Cu CA. CA, adică ăsta ar fi CA în partea asta. Deci minus AC, opusul, minus AC este AC prim. Da? Cu AC prim. Și dacă le adun pe cele două, rezultatul care va fi? C prim B. Cum? Fac așa și așa și asta este, da? Care înseamnă asta de aici? Da? Deci, AB minus AC este CB. Păi, am zis că AC, CA-ul e C prim, acum cum ar fi. Da, deci da, înseamnă să adun pe AB cu AC prim, nu? Da. Și adunat pe AB cu AC prim, duc paralel. Pentru de rezultanta. Și rezultanta asta este. Nu? Asta aia nu e C prim B? Nu e C prim B. Uite BA cum era, trebuie să fac paralele. BA plus AC. Da? Uh-huh. Da, gata, acum am. Da? Deci asta este, adică asta deci. Uh-huh. Deci este AB minus AC, hai să zic, AB minus AC este vectorul CB. Deci este vorba de la scăzător, la vârful scăzătorului, da? De la C, uite, uh-huh. La C, la B. Uh-huh. Adunarea AB plus BC este diagonala cealaltă a paralelogramului. Da. De fapt, sunt, nu? Se vede că sunt cele două diagonale. Diagonala mare este da, suma și diagonala mică. Da. Dar e important să știu de unde. De la scăzător, de la vârful scăzătorului, la descăzut. Ce? B. Ca să putem merge foarte repede, e problemă. Problemă. Asta e scăderea. Da, o scădere. Acum mulțirea vectorilor cu scalare. Păi, dacă am vectorul AB, să zic așa, AB, AB, ce ar însemna 2AB? 2AB înseamnă acela de înainte, dar multiplicat, de două ori. Păstrează, datorită faptului că e 2 pozitiv, păstrează direcția, nu? Sensul același, dar modulul se modifică. Ce? Când e două ori. A, B, o dată și încă dată AB. Asta este 2AB. Deci ce am notat așa, se cheamă 2AB. Dar dacă aș fi zis minus 2AB, minus 2AB ar fi fost aceeași direcție, dar sensurile opuse. A. Da? Deci aș fi avut în partea asta altă 2AB. Adică o dată de aici și încă o dată aici. Ăsta este minus 2AB.
Minus A, 2. Și minus AB era numai odată, nu? Deci minus AB era singură? Da, singură, da. Minus 2AB este de nou, dar de două ori. Uh-huh. În sensul opus. Era un vector după doi vectori necoliniari. Așa. Fie AB aparține lui B, de vector necoliniar și XY aparține lui R, astfel încât XA, vectorul XA plus vectorul IB egal cu 0. Vectorul B. Atunci X egal cu Y și egal cu 0. Teorema 1. Deci, încă o dată. Fie AB aparține lui B, doi vectori necoliniari. Deci, și fie A. B. B. Vectorul AB aparține lui AB mare? Nu, vectorul A, vectorul deci, B. Fie doi vectori A și B, așa da. Fie doi vectori A și B. Necoliniari. Da. Și X, Y aparține lui R. Și X și Y niște numere reale. Da. Astfel încât XA vector X ori A vector plus XB vector plus X ori B este egal cu vectorul 1. Egal cu vectorul 1. Atunci X egal cu Y și egal cu 0. Păi nu, era XA plus YB. Y. Da. Deci XA plus YB egal cu vectorul 1. Asta, atunci, X dacă și numai dacă, X egal cu Y egal cu 0, nu? Da. Așa. Deci dacă avem combinația asta între doi vectori A și B, că este clar, X ori A înseamnă multiplicat A ori de nu știu câte ori, de X ori, X ori B multiplicat de Y ori. De Y ori, și dacă faci nul la adunare, asta se dă numai dacă X-ul și Y-ul sunt 0. Dar atenție, A și B necoliniare. Da, au zis. Da? Așa ai zis, da? Da, da, da. Deci cum ar fi vectorul ăsta A și vectorul ăsta B, iată că prin intermisi se notează de reprezentantul, nu? Uh-huh. Prin A am înțeles că de fapt e clasa tuturor vectorilor respectiv, clasa vectorilor din partea asta. Și atunci dacă se întâmplă că X ori A, sau la un moment dat X ori A plus Y ori B, să facă vectorul nul, asta se poate întâmpla numai dacă atât coeficientul lui A, adică X-ul ăsta este 0 și Y-ul este 0. X egal cu Y egal cu 0. Teorema 2. Fie A și B doi vectori necoliniari și numerele reale X1, Y1, X2, Y2, astfel încât X1 A vector plus Y1, Y1 B vector egal cu X2 A vector plus Y2 B vector. Deci, asta a doua. Asta era prima. Teorema 1. Da. Și acum teorema 2. Spune așa, dacă tot așa avem teorema 2, dacă avem doi vectori A și B necoliniari și numerele reale X1, și avem X1, Y1, X2, Y2 și X2, Y2, astfel încât așa încât să se întâmple X1A plus A plus Y1B egal cu X2A plus Y2 Y2B. Atunci X1 egal cu X2 și Y1 egal cu Y2. Deci dacă se întâmplă chestia asta, de acolo se va rezulta că X1 egal cu X2 și Y1 egal cu Y2. Da. Cum e asta? Dacă duc tot în primul membru, apare X1 minus X2 ori A plus Y1 ori Y2, Y1 minus Y2 ori B. Și egal cu vectorul nul. Sau ca unde trebuie să fie nul? Păi nul sunt de situația lui T1. Da. Și deci X1 minus X2 trebuie să fie 0. Adică X1 egal cu Y. X1 minus X2 egal cu 0. Și Y1 minus Y2 egal cu 0. Și aici înseamnă că X1 egal cu X2. Nu? X1 egal cu X2. Și respectiv Y1 egal cu Y2. Da. Fie doi vectori necoliniari. Teorema 3. Teorema 3, da. Fie doi vectori necoliniari, atunci pentru orice vector U A și B necoliniari, da? Da. Adică nu există un număr real încât ați fi egal cu alfa ori B. Asta înseamnă că sunt necoliniari. Atunci pentru orice vector U oricare ar fi un vector U încât el să fie egal U egal cu alfa ori A plus beta ori B, nu?
Există și sunt unice numerele reale, tot x și y. Hai să spun, da. Pentru orice vector 1, astfel încât u egal cu x. Rezultă că există x și y, niște numere reale. Astfel încât. Așa încât. U vector egal cu x a vector plus y de vector. U egal cu x ori a plus y ori b. Acum, trebuie să înțelegem așa. E de parcă aș fi vorbit de A și B constituind bază. Da? Deci asta ascunde în culise că vectorul A și vectorul B bază cei doi vectori constituie bază pentru U. Ce trebuie să înțelegi? Eu am doi vectori A și B necoliniari. A și B, doi vectori necoliniari. Și un vector, la întâmplare, așa să spunem, iată, vectorul U. Vectorul U acesta, iau și viu în originea lui aici, îl fixez din mulțimea, din clasa, așa am luat un reprezentant pentru U. Și zicem, ăsta ar fi M. În clipa în care îl fixez, leg, am devenit vector legat. Aici este originea și aici este extremitatea. Acum, duc chiar în origine, în punctul M, duc pe B. Da? Pe B. Și în partea cealaltă duc pe A. Ei sunt aici, prezenți. De acum, ei mi-au indicat direcția dreapta lor suport. Mi-au indicat și amândoi indică direcția, nu? Că ei au direcția stabilită. Sensul. Și acum, eu am să duc o paralelă prin vârful lui N, o paralelă la dreapta suport. La dreapta suport. Și o paralelă prin partea asta, la celălalt vector. Cele două paralele îmi taie în punctul P1 și P2. Nu? Vectorii, direcții de celor doi vectori. Da. Și atunci, eu îl văd pe mână sau mână, vectorul mână, care este U al meu, este egal cu cine e bani? M pe 1. Plus pe 1 e. Plus M pe 2. De M pleci. Are origine. Și pe 1 N, cum ai spus. A, da? Pe 1 N. În loc de pe 1 N, înseamnă M pe 2, mă interesează. Nu că e parola am creat aici. Corect. Deci e egal cu M. M pe 1. Plus M pe 2. Dar M pe 1 cu B sunt coliniari. Corect. Înseamnă că M pe 1 este B ori un X. Deci din de aici se vede că M pe 1 și virgulă B coliniari. Și fiind coliniar, înseamnă că M pe 1 înseamnă că există un X. Un număr real. Așa, un Y. Există un Y real, un număr real, așa încât M pe 1 să fie B ori X. Corect. O Y. M pe 1, corect. M pe 1 egal cu Y ori B. Analog pentru M pe 2, M pe 2 și cu M pe 2 și cu A, sunt și coliniari. Ce înseamnă că sunt coliniari? Înseamnă că există un număr real. Există un X real, un număr real, așa încât M pe 2, pe 2 egal cu X ori A. Egal cu X ori A. Ori vectorul A. Ori vectorul A. Și acum înlocuim sus și atunci e egal mai departe cu X M pe 1, X ori A, M pe 2 quadrat, X ori A, plus Y ori B. B. Asta am demonstrat. Asta am arătat acum că
pentru doi vectori A și B, necoliniari. Atunci, indiferent la ce vector mă opri eu U, totdeauna există două numere A și Y, așa că U ăsta să scrie ca X ori A plus Y ori B. Da? Deci am văzut, de fapt, concret cum se întâmplă chestia. Deci oricare A și B... Oricare ar fi doi A și B necoliniari, important. Există unul. Nu. Indiferent la ce U voi avea eu, la U ce U mă opresc, există X-ul și Y-ul de A. Da. Așa că U acela se scrie, exprimă ca și doi vectori. Ca celor doi vectori. Da, bază, practic. Bază. Deci sunt vectori de bază. Înțeles, da. Da? Încât U acela se exprimă așa, X-ul de A plus Y-ul de A. Da. Coordonatele unui vector la descompunerea după doi vectori necoliniari. Coordonatele unui vector la descompunerea după doi vectori necoliniari. Sau altfel spus, la descompunerea într-o bază sudorită. Așa, adică X-ul și Y-ul pe da. Deci, suma vectorilor U... Notăm, reținem că X-ul și Y-ul se cheamă coordonatele vectorului U. Da. Da? În raport cu baza dată. În raport cu baza A și B, dată, celor doi vectori, X-ul și Y-ul poartă numele de? De coordonatele vectorului U. Deci, hai să mai scriu pe data. Deci, pentru A și B, doi vectori dați, care fac o bază, așa trebuie să înțelegem, și oricare ar fi un vector U, am spus mai devreme, rezultă că totdeauna există unice, am să fac simbolul ăsta, există unice. Unic și unic de real. Deci există unice numerele X și Y real. Așa încât acel vector U, acel vector U să fie egal cu X ori A, X ori A plus Y ori B. Asta trebuie să fie. Iar X-ul și Y, acum spunem, cum și bine, X, Y, poate numi coordonatele vectorului. Da? Coordonatele vectorului U în baza, da? U în baza care? AB. În baza AB. Și de ce spunem U de coordonate XY? U de coordonate XY. Vectorul U având coordonatele XY. Cele două numele ale care ne-au ajutat la exprimarea vectorului U. Punctul care împarte în segmentul tot raportat, fie A și B. Așa, hai să clarificăm și asta. Deci asta, foarte multe probleme am văzut, nu? Deci, fie dată un segment AB, AB, și un punct AB, și punctul, cum ai zis, P? Fie așa se spune, iar B în parte semnul orientat, AB în raportul KA aparține lui R, dacă e mai egal cu K ori în B. Deci, practic ce se întâmplă? Fie dacă un segment AB și un punct M pe interiorul său. Punctul M împarte segmentul AB în două bucăți. M-a. Și MA supra MB egal cu număr K. Ce ce am însemnat, echivalent, cu a scrie că EMA egal cu K, EMB. Și acum, vectorial scrim așa. Vectorul AM egal cu K ori EMB. Vectorul AM, ăsta, egal cu K ori EMB. Ei sunt coliniari, limbe de asta, da? Și oricare ar fi un punct O din planul P, din planul da, din plan, are loc relația următoare. OP, ne amintim, nu? OM. OM, da. O, la...